Domnul Cârtoacă, trecem la blitz interviu, chiar nu avem timp. Vă rog, nicio problemă. Da sau nu, deja știți acest lucru. La ora actuală, orașul Chișinău, este comod pentru mame cu cărucioare? La ora actuală este dificil să mergem pe trotuare. Da sau nu, domnule Cârtacă, este dificil să mergem pe trotuare. Dar din 2007 am reparat... Ori respectați regulă, răspundeți da sau nu. Da. Dar pentru pietoni? Da. În primărie municipiul Chișinău, există corupția? Am răspuns la începutul emisiunii. Nu știu dacă este bine să răspundem de 7 ori la aceeași întrebare. În listă consilierilor PL, sunt oamenii cu conflicte de interes? Nu, acestea sunt excluse. Dacă ești împotriva lui Cârtacă, ești cu Kremlinul? Nu. Finiți la vot. Eu vă doresc succes.